Voința Vișina a ratat incredibil victoria etapa trecută la Mătăsaru, acolo unde în minutul 80 avea avans de 2 goluri, 3-1, pentru ca la finalul partidei scorul să fie egal, 3-3. De data aceasta însă, pentru confruntarea de la Dragomirești cu Luceafărul din localitate, roșalbaștri și-au propus să nu mai repete greșelile făcute pe finalul partidei de la Mătăsaru și să plece neînvinși. Mai mult, Voința Vișina a arătat o formă foarte bună în ultimele partide disputate, iar acest lucru îi dă dreptul să aspire chiar și la victorie în fața Luceafărului. Înaintea partidei de sâmbătă de la Dragomirești, Voința Vișina ocupă poziția 10 în clasamentul Ligii a 4-a Dâmbovița, cu 9 puncte acumulate până în prezent, iar Luceafărul poziția 7-a cu 13 puncte. Luceafărul Dragomirești este vulnerabilă pe teren propriu, în urmă cu 2 runde a cedat 0-1 în fața Unirii Ungureni, iar vișinenii pot profita de situația dată. Programul complet al rundei a 9-a din campionatul Ligii a 4-a Dâmbovița este următorul.